Vlad Țepeș, domnitorul țării românești între 1448-1456-1462 și în anul 1476. Pe plan intern duce o politică autoritare îndreptată împotriva abuzurilor boieribii și de sprijinire a comerțului românesc. Îi trage pe boierii răufăcători în țeapă. Continuă politica anti-otomană a lui Iancu de Hunedoara. În anul 1459 refuză plata tributului și se aliază cu regele Ungariei Matei Corvin. În anul 1461 atacă cetățile turcești de la sudul Dunării, ceea ce determină ofensiva asupra țării românești întreprinsă de sultanul Mehmed al II-lea în anul 1462. Armata otomană ajunge la Târgoviște, unde este atacată în noaptea de 16-17 iunie 1462 de trupele lui Vlad Țepeș, fără ca victoria să fie deplină. Vlad Țepeș se retrage în Transilvania, tronul țării românești fiind ocupat de Radu cel Frumos, domnitor supus turcilor. În Transilvania, Vlad Țepeș cade victimă unui complot organizat de negustorii sași, cu care Țepeș se află în conflict de mai multă vreme și este întemnițat la Buda, în Ungaria, chiar de către Matei Corvin. Eliberat în anul 1476, revine pe tron, dar este ucis în urma unui complot boieresc.